Salutare hudinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod cu vecinul nemernic. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun tuturor să nu uitați să rupeți butonașul de like și de subscribe. Să nu uitați și de Instagramul meu, îl aveți acolo sus în stânga, hudini.insta. Mergeți și apăsați acolo butonașul de follow pentru că acolo postez poze și meme-uri și toate nebunile. Așa că apăsați acolo butonașul de follow și să nu uitați și de primul link din descriere către canalul meu secundar. Să mergeți să apăsați și acolo butonașul de subscribe pentru că postez și acolo episoade zilnice, de obicei de Roblox. Așa că subscribe și acolo și haideți să vedem ce mai face vecinul nemernic. Apăsăm și noi pe continuare. Și, adică bine, nu continuare, pardon, ce scrie acolo, any key sau nu știu, abar n-am ce scrie, că n-am fost atent. Ok, anu barosanu și trebuie să alegem de la load și să vedem ultima salvare. Ia să vedem ultima salvare pe care am făcut-o eu, ar fi pe 31. Ok, anu barosanu, da, după aceea sunt tot mai vechi salvările. Ok, anu barosanu, deci ar trebui să fie asta salvarea. Pe 31-2019, ora 4:38. Hai că am filmat și eu dacă e la ora 4. Okeanu Barosanu, bun. Și acum trebuie să așteptăm să intre în Mecean. Hai să vedem. De fapt nu e chiar Mecean, în joc mai degrabă. Dar putem să luăm ca un Mecean așa, pentru că noi facem așa pe etape, ca să zic, jocul. Parcurgem jocul pe etape. Ok, se încarcă ceasul, se încarcă ceasul, bagă ceasule. Ei. Hai mă, patroane. Ok, și din câte vedem noi, ne-am trezit direct aici la vecinul. Ce naiba se întâmplă, frate? What? Ce naiba caut aici? Și de ce m-a adus aici, frate? Ce pana mea se întâmplă? Ia să deschidem ușa să vedem. Aolo, Jaxano, iară cred că suntem în mintea vecinului. Deci ne-am trezit direct în mintea vecinului și văd că suntem într-un fel de spital. What? Ok, se aude ceva aici, se aude ceva. Mamă, cineva trăiește. Deci suntem la spital și momentan cineva. Bă, se întâmplă ceva cu persoana asta. A murit, frate. Deci a murit persoana de aici, what? Ce s-o fi întâmplat cu persoana asta de aici? Băi, vere, băi. Deci cineva a murit și se aude aici așa un oftat. Niște pași se aud, what? Și nenebă o fi murit aici în spital. Hai să mergem să cercetăm, să vedem cine o fi murit aici în spital. Okeanu Barosanu. Mergem, deschidem și ușa asta. Nai Serino Panivino. Și hai să vedem. Uitați-l pe vecin. E vecin aici, frate. Ce face vecine? Vecine nemernic, ce faci nemernicule? Ce se întâmplă cu vecinul aici în spital, frate? Ești curios ce naiba se întâmplă, e supărat. Ce ai pățit, vecine? Ce s-a întâmplat cu tine? O fi omorât pe cineva vecinul acolo sau ce s-a fi întâmplat? Ești curios de asta? Vecine, ce se întâmplă? Ia uite, nu mai poate, nu mai are stare. Se pune iarăși jos. What? Ok, anu Barosanu, trebuie să-l urmărim să vedem ce face, se tot scarpină, se tot... Bă, deci, nu știu, pare că i-a murit cineva apropiat și cred că are legătură cu accidentul ăla de mai demult. Cel mai probabil are legătură cu accidentul. Ok, ok. Barosanule, nu știu ce să zic, nu știu ce ai făcut, ce s-a întâmplat. Hai să vedem dacă ne putem întoarce, mai avem aici o ușiță. Aba, nu, asta e de aici, de la spital. Ok, anu Barosanu, pe acolo nu putem să mergem. Hai să mergem pe aici. Aici e ușița de exit. Ok, deci cam asta a fost. S-a întâmplat ceva la spital, cineva a murit la spital. Și văd că ne ridicăm din nou de aici, din beige. Ne-a băgat în beige la loc. Ok, anu Barosanu și se aude aici apa că curge. Bun, și va trebui să mergem să luăm hârlețul. Pentru că, după cum vă amintiți, era un hârleț sus aici, la etaj. De fapt nu aici, era pe partea cealaltă, la scara cealaltă. Opa, e pe aici vecinul, l-am văzut Kelia. Așa că trebuie să avem mare grijă. Okeanu Barosanu, urcăm pe aici și pe la etaj. Și deschidem ușa asta și ar trebui să mergem să luăm hârlețul dacă nu l-am luat. Deci vedem, îl avem. A, nu-l avem, bun, avem doar ăsta. Ok, deci trebuie să luăm neapărat hârlețul de aici. Sper să fie apa scoasă de la ăsta, de la rechin. Da, deci este apa scoasă.
Bun, aici mai avem o cheiță care nu știu dacă o să mă ajute la ceva, o să o lăsăm acolo. Avem aici rechinașul pe care îl știți de pe episodul trecut. Rechinașule, ce faci, nebunule? Parcă nu te mai poți mișca pe aici să mă omori. Și am luat și hârlețul. Hai să ne mai uităm să vedem dacă mai avem ceva de luat de pe aici, dar nu pare ca și cum aș mai avea. Așa că va trebui să procedem să ne întoarcem pe partea asta. O să coborâm și vreau să mergem în grădină aici să vedem dacă găsim unde naiba trebuie să săpăm cu hârlețul ăsta, pentru că sunt tare curios. Ok, Anubarosanu, sper să nu vină nemernicul ăsta pe aici și așa. Nu mai știam pe unde trebuie să merg. Bun. Și hai să cercetăm să vedem pe unde naiba trebuie să săpăm, frate. Oare o fi asta de aici? Hai să nu săpăm instant, să vedem, dar pare aici că ar fi fost mișcat pământul, dar întâi și întâi vreau să mă duc să mă mai uit și prin alte părți, să vedem dacă cumva mai trebuie să fac și pe altundeva, să vedem aici putem să săpăm, nu merge să săpăm acolo. Ok. Hai să mergem să căutăm alte locuri pe unde am putea săpa. Bă, și aici pare destul de interesant. Hopa, hopa, m-au văzut nemernicul, lasă-mă în pace, vecinule, ia să-l vedem. Ce faci, băi? Opa, opa, hopa, stai că am să-i arunc ceva în fățău, dacă vine după mine. Ia uite, bam, i-am aruncat direct în nădăuna. Vecinei, hai să mai luăm o cutiuță, ne distrăm puțin cu vecinul. Unde ești, nemernicule? Bam, 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 vrea să mă prindă, vrea să mă prindă. Îi arunc una, l-am aruncat pe jos. L-am aruncat pe jos pe nemernic. I-am dat una direct în căpățână, frate. Și o căzut direct în fund. Hai să mai luăm asta, bam, bam, bam. Vreau să-i mai dau una în căpățână. Unde ești, băi, vecine? Ne distrăm cu vecinul. Hopa, 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 că mă aleargă. Hopa, i-am mai dat una în nănău. Îmi pare rău, vecine, dar a trebuit să-ți dau una în nănău ca să pot să mă tir, să-mi văd de treabă. Unde n-ai bai ăla, frate, că i-aș mai dau cu o cutiuță de aia, aș mai da în căpățână. Să mai cadă odată. Unde n-ai bai cutiuța aia? Ai, mă, nu mai arunca după mine, bă, nemernicule, băi, băi, vin aici. Opa, mi-a dat mare roșie în fățău. Și ba, mi-am dat iară și l-am pus în fund și l-am și udat. Ce-mi place. Îmi place să mă joc cu vecinul. Hai să ne urcăm pe aici și pe la etaj. Bam, baram, bam, bam, baram, bam. Să vedem, urcă și el după mine. Da, urcă. Noi mergem pe partea asta altă. Și hai să vedem. Oh, mă, să nu-mi zici că o sărit și el după mine. Du-te, băi, nemernicule. Hai să urcăm pe aici. Bam, baram, bam, ăsta e în spatele meu. Să moară Jaxana, ia uite-l. Și trage cu aspiratorul după mine, dă cu aspiratorul după mine. Hopa, hopa, văd că urcă, văd că urcă. Hai, mă, sari odată, mă. Sari, Houdini. M-am blocat aici. Ăla-i ticule. Ai, 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 ai. Bun. Ia să vedem dacă vine nemernicul. Unde pana mea? Unde e ăsta, frate, că l-aud că mă urmărește. Bun, ok, și putem să ne vedem acum de treabă. Am luat hârlețul și din câte am văzut ar fi doar locul acesta, așa că haideți să îl săpăm, să vedem ce găsim, ce se ascunde aici, ce comoară au ascuns vecinul. Vreau să-mi scrieți acolo în comentarii ce credeți voi că ar ascunde vecinul aici în groapa asta. Bă, iar l-am auzit pe undeva. Deci ce credeți voi că ar ascunde vecinul aici în groapa asta? Iar vine nemernicul, deci nu putem să săpăm. Du-te, bă, și lasă-mă în pace că vreau să sap, să văd ce naiba ai ascuns acolo în groapă. Sunt foarte, foarte curios. Ai, băi, vecine, lasă-mă. Lasă-mă, nemernicule. Ok, Anu Barosanu, bun. Nu, haideți să reușim și să săpăm totuși. Să vedem, e pe aici, pe undeva. Îl simt, îl simt pe nemernic. Îl simt pe nemernic. Unde ești, vecine? Nu mai e pe aici? Ok, bun, hai să ne întoarcem acum. Sper că s-a dus în casă. Bun, nice. A, ba nu, uite la aici. Bă, stă să păzească aici, mă, groapa aia. Bă, dar ce comoară ai ascuns, mă, nemernicule, acolo, mă. Ok, Anu Barosanu. Ia să vedem, o luăm pe partea asta la altă, dacă nici așa nu merge. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă. Oh, că m-a văzut. Am crezut că pot să-l jucuiesc acolo, dar nu, frate, ce să jucuiești vecinul. N-ai cum. Nu poți să dai cu vecinul. Te mă și lasă-mă în pace, vă să stau și eu aici. Mamă, că de nu-ți dau mare cutie în căpățână acum. Unde ești, nemernicule? Vino aici. Iar te pun în fund, iar te pun în fund, iar te pun. Au, că m-a prins, mă. Ai, 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 ai. Am vrut să-i dau mare cutie în căpățână să-l pun în fund, dar na, nu mi-a ieșit, mă, că am prins. Ok, oh, și m-a pus direct aici, n-ai sărină, pani, vino. Hai să încercăm să săpăm, să luăm repede comoara. Bă, ce aici? E un sicriu, frate. Ai, 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 ce pare caută un sicriu în groapa asta? Vecine,
Pe cine ai omorât aici? Ai băgat aici în sicriul ăsta? What? Nu-mi vine să cred că au băgat aici un sicriu. Mă duc să-l întreb. Înainte să-l deschid, mă duc să-l întreb. Pe cine? Unde ești? Vreau să te întreb. Cine ai băi băgat acolo în sicriul ăla? Unde ești, nemernicule? Ia să vedem. Mamă, că-ți dau mare cutie în fățău. Unde ești, mă? Bă, nu-i pe aici, mă, nemernicul ăsta, mă. Unde ești? A, uite-l aici. Vin aici. Vin aici, vecine, și arată-mi ce ai băi ascuns aici. Unde ești? Vin aici și arată-mi ce ai ascuns aici în sicriul ăsta. Hai aici. Hai aici și arată-mi. Arată-mi, nemernicule. Hai să nu mă prinzi, nu mă prinde, nemernicule. Arată-mi ce naiba ai prins. Cine ai mai băgat acolo în sicriul ăla? Sunt foarte curios. Pe cine ai prins și ai băgat în sicriu? Hai să te duc din nou acolo. Bă, dacă nu-mi arăți, o să mă supăr pe tine, vecine. Ultima dată. Ultima dată când te întreb, hai să vedem. Vino aici, vecine. Unde ești? Uite-l, uite-l cum vine, uite-l cum vine nebunul. Hopa, așa. Și avem aici sicriu și vecinul. Hopa, 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 hopa. Vrea să mă prindă, nu mai stau aici la taclale. Nu mai stau la taclale, mă, cam tir. Băi, nemernicule, lasă-mă în pace acum. Deci nu vrei să-mi spui, ce ai băgat acolo? Ai ascuns pe cineva, nemernicule, lasă că aflăm imediat. O să iau o cutiuță să încerc să-i mai dau una în căpățână. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Ia vino aici dacă te ține. Unde ești, mă, vecine, mă? În fine, dă-l în franzelă de vecine, aruncăm cutiuța. Și hai să deschidem să vedem ce naiba ascunde aici. Cum pana mea deschid eu asta? Hai să vedem, trebuie să iau asta. Da, mă. Ia-ți înapoi, vecinule. Aoleo, e o cheiță aici. E o cheiță, am furat cheița și m-am tirat. Te bă și lasă-mă în pace, mă. Uite-l, mă, că o arunca după mine, mă. O arunca după mine cu capacul de la sicriu, mă, frate, mă. What the fuck, ia eu? Bă, mi-e fer, vecine. Ai, 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 nu știu ce e de căpățâna ta. Nu știu ce e de căpățâna ta, dar vreau să mă cam lași în pace. Ok, anu, barosanu. Te bă de aici și lasă-mă. Bă, ce nemernic, bă. Bă, dar asta nu mă lasă, bă. Și vreau să mergem la etaj puțin tel. Vreau să mergem la etaj, nu pe partea asta. Trebuie pe scara cealaltă. Să încercăm să ajungem acolo. Să vedem. Avem acolo încă o intrare secretă. Opa, nu, nu mă prinde, te rog, nu mă prinde. Am căzut de pe scară. Am căzut de pe scară, frate, cât ghinion să am. Și acum e noapte. Nu mai vedem absolut nimic. Ai, 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 suntem în mare beznă. Ok, Anu Barosanu. Unde e asta? Bun, mergem direct aici pe scară. Bă, cum am căzut eu de pe scară, mă. Și acum trebuie să mergem pe aici, pe la Rechin. Și urcăm și pe scara asta. Bun, bun, bun. Așa, bam, baram, bam, bam, baram, bam. Mamă, că abia văd ce se întâmplă aici. Am nevoie și de o lanternă, sincer să fiu. Și va trebui să renunț la ceva. Și cred că o să renunț la asta ca să pot să-mi iau o lanternă. Ia să vedem de unde naiba am luat o lanternă. Uite aici o lanternă. Ăla-i ticule. Bun, și acum putem să vedem mai bine ce se împlântă. Nice, Rino, Pani, vino. Și aici avem încă o intrare, să zicem așa. O intrare din acoperiș, mai exact. Și mai avem încă o cămăruță acolo. Va trebui să mergem, dar o să mergem pe episodul următor să vedem ce se întâmplă acolo. Sunt curios să-mi scrieți și voi în comentarii dacă cumva aveți idee cam ce ar ascunde vecinul în noua cameră. Sau este o cameră veche. Trebuie să o inspectăm pe episodul viitor să vedem ce se va întâmpla și ce va mai face vecinul ăsta nemernic și ce mai ascunde pe acolo. Avem încă o cheiță pe care nu știm la ce va trebui să o folosim. Cel mai probabil o să aflăm pe episodul viitor. Singura chestie dubioasă este că are și o fontiță roșie. Deci va trebui să fie de la ceva special. Pare ceva așa gen o surpriză sau ceva de genul ăsta cheița. Așa că va trebui să aflăm pe episodul următor. Să nu uitați și de Instagramul meu, l-aveți acolo sus în stânga, houdini.insta. Mergeți și rupeți acolo butonașul de follow, pentru că v-am spus, postez acolo poze și meme-uri și așa mai departe. Să nu uitați și de contul meu secundar, l-aveți acolo, primul link din descriere. Mergeți și rupeți și acolo butonul de subscribe, pentru că postez și acolo episoade zilnice. Și să nu uitați să rupeți și aici butonașul de like și de subscribe. Și noi o să ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!